A debutat la prima echipă a lui Ajax când avea doar 17 ani, iar un an mai târziu era al doilea jucător cu contract profesionist. Cu el în teren, lăncierii au cucerit 3 cupe ale campionilor europeni. Vai de capul meu, ce fotbalist a fost! N-am putut să iau mingea 45 de minute, nici nu l-am prins, așa ceva nu mai văzusem. Nu i-am luat mingea nici după pauză, am renunțat, își amintea Liță Dumitru. Ca antrenor la Ajax și la Naționala Olandei a introdus principiul toată lumea atacă, toată lumea se apără și atunci a luat naștere portocala mecanică. A câștigat 3 trofee cu Ajax, apoi 11 cu Barcelona, printre care și o cupă a campionilor europeni. A fost primul tehnician care a avut propriul personal. A angajat antrenori de portari, preparator fizic, scoutări și chiar un tenor care se învețe pe fotbaliști tehnica respirației. Datorită lui, fotbalul s-a schimbat pentru totdeauna.